Cu Jador, simți că ar putea să fie mai mult decât o prietenie? Nu știu ce ar putea să fie, doar că îl simt mai apropiat de mine, nu știu, ca om, ca persoană, ca de sufletul meu, nu știu, parcă simt altceva. Că e mai mă simt mai naturală, când dacă stau lângă Bogdan, asta e, asta e cel mai fain. Știi, dar dacă sunt cu Jador, mă simt mai natural, mă simt mai bine. Da. Asta e cel mai bine. Să nu te simți crispată când ești lângă un băiat, știi? Să te simți cât mai... Dar poate și de la emoții. Dar depinde, da, ai mult. Zic eu că... Sunt oameni care, doamne, nu știi. Eu cu Olivian... Dacă tu zici așa, de ce nu m-ai chemat în cameră rușă? Sau de ce nu mi-ai zis? Da, chiar doar ți-am zis, cheamă. Pentru că ea l-a plăcut pe Mocanu foarte poate bun. Poate i-a plăcut la aspectul fizic. Eu uitându-mă la televizor, cum am urmărit și sezonul 1, am văzut că Bogdanu a intrat în sezonul 2, mi s-a părut că... Nu știu, cu el m-aș fi văzut. Dar și-a intrând aici, n-am mai simțit. Dar dai să zic o chestie. Chestia aia de... Nu, suntem așa prieteni, adică dar nu simt nimic. Exact și eu cu da, eu din cât îmi amintesc, tu când ai intrat în casă, gen, tu nu aveai de unde să știi că Bogdan e în casă. Da, eu n-am intrat pentru nimeni, tu că n-am avut de unde să știu cine e în casă. Eu când m-am înscris în sezonul 2, nu știam cine vine. Deci m-am înscris pentru un băiat anume. Da, dar ai simțit o atracție față de el, gen. Am ceva să zic. Bă, da, nu știu. Oh, ce? Mamă! Doamne, ce provocare! Mare, Mare am făcut provocări pe Ligi! Dar nu s-a uitat la ce a făcut așa. Băi, lasă-mă că dacă mai intru. Crize. S-a uitat în stânga? Băi, Robert, Robert! Robert! Fata asta să plângă, ce-i cu tine? Robert! Sunt foarte nebun. Ce-a aruncat inelul? Nu mai intru și gata, mă pun să dorm. De aici, de ce ești, mă? Pe tine. Ăsta e... Nu, dăm ceva mai simplu. Îi zic, bă, tu ești... Cred că noi observăm calitățile noi la lui Robert. Ești... Care? Tu. Hai, mă, să ne tu și cu ăla. A, Ionatan, dar ce-o făcut? Care? Ce-o făcut Ionatan? Robert, să nu te mai bagi seama cu mine. Robert! Ce-i cu tine, Robert, că Mari plânge? Bianca? Nu supărat. Robert, ce-i cu tine, că Mari plânge? Și ăsta au făcut frătări, adică... Da, Robert! Dar te-ai uitat la piept? Nu, no, mă! Băi, și încă Robert, da! Așa, am făcut Mari plânge! Că știu că tu ai glumit, trebuie să explici chestia asta lui Mari, că tu doar ai glumit și că nu ai nicio treabă. Da, mi-e dat zbun! Păi ce treabă am eu cu fetele? Cred că știe toată lumea că am ce treabă cu fetele. Știu, știu, dar Mari s-a supărat foarte tare, să știi. Da, ia ce căuta în brațe cu Andrei. Ia ce căuta în brațe cu Andrei. Stai puțin. Andrei s-a ajutat. Pa Robert, mă, dar ce ai? Ce Bogdan? Ce ești Bogdan? Și tu că ți-a spus eu în brațe. Asta, vezi că nu? Da. Dai nimic, mă, ce ai? Nu mai zice nimic, ala. A zis că sunt... Stai ure, e o fază proastă rău de tot. Poate să nu zici că tu te-ai supărat că eu m-am luat în brațe cu Mari, ești culmea. Da, pentru adică că gen eu am luat-o în brațe, că nu i-am luat, eu am luat-o pe Mari în brațe. Dar unde e vorba de asta, dar s-a văzut prost. Hai, mă, păi, exagerez acum, pe bune, jur, chiar exagerez. E dragă, Mare, e dragă. Băi, dar ce vârstă aveți? E un joc. O fost pedeapsă, Mare. Paula, ți vede lenjeria. Eu nu știu ce a văzut. Bă, Mare, dacă pentru chestia asta... Dar cine-ți vede lenjeria? Robert, a fost pedeapsă, Mare. Eu, chiar. A fost pedeapsă. A pantalon scurs pe sub roche. Am vorbit ceva. Mari, cred că tu n-ai înțeles că a fost pedeapsa, adică n-am făcut nimic. Ce ți-am spus? Ce ți-am spus? N-are nicio treabă ce am vorbit. Ce ți-am zis să faci? Atât te întreb. Nu, i-ai zis că-i... Pe lângă asta, care m-a deranjat. Nu, bine, lasă-mă cu asta. Și pe mine m-a deranjat ce ai făcut tu. Ce te deranjează? Aseară am vorbit 4-5 ore. Ce ți-am spus? Nu mai contează. Nu, nu mai contează. Și am vorbit noi doi. Nu mai contează. Stau să vorbesc în emisiune ce am vorbit noi doi. Nu mai contează, nu? Am vorbit noi doi. Sigur că nu mai contează. Stau să vorbesc în emisiune ce am vorbit noi doi. Nu mai contează. Îți jur că nu mai contează. Bine. Mamă, ce ai făcut? Dacă facem copilărisme de-astea, o dăm în copilărisme atunci. Ce copii? Dar ce ți se suntem pare? Copii mari, avem 12 ani. Ce copilărisme ți se pare avem 12 ani, gata. Avem, dacă zic că avem 12 ani, avem 12 ani, gata. Păi a cuprins-o și a zis nu. Spune tu mie ce-am făcut eu. Ce-am făcut eu ca să reacționez tu așa? Ce ți-am explicat eu ție? Ți-am zis că dacă vine un băiat și mă ia în brațe, tu trebuie să faci gesturi astea de c***a. Dar astea sunt gesturi de c***a. Înțelegi, bă, că... Geloziile astea prostești. Mari, dar a fost pedeapsă. Mari, tu n-ai înțeles ceva? Sau n-ai înțeles? A fost pedeapsă, măi. Care pedeapsă, mă? Asta, mă lași? Mi-a dat pedeapsă. Băi, cu capul, da. Bianca s-a supărat.
O fost pedeapsă, Mari. Fără nicio glumă. Exagerări grave asta. Dar pe ce mă miră toată situația? Da. Provocare, nu pedeapsă. Doamne, iartă. Da. A fost o pedeapsă. Ce mâncă, bă? Ești că s-au stricat casă. Ce ți-a dat provocarea asta? Stai între ele două, pentru că vorbești cu ele. Ți-a dat Livia provocare să te uiți în decolteul lor? Ți-a dat Livia provocare ca să stai între ele? Ți-a dat Livia provocare să vorbești cu ele așa, cum ai vorbit tu pe canapea? Ți-a dat Livia provocările astea? Aolo, Mari. Ai dreptate tu, îmi cer scuze, gata, nu mai te deranjezi, stai liniștit. Robert! Îți arăt tot acum dacă vrei să jucăm așa. Păi vezi că nu m-am așteptat să intru cu tine chestia asta. Dacă aveți eleme unghii! Eu cred că amândoi trebuie să vă calmați. Adică mă mai dar ce faci acolo? Ce facem, suntem copii acum? Păi ce ți-am explicat eu ție, omule, azi arăt și mi-ai explicat bine, dreptate tu. Stau acum să țin langa cu tine, că da, domnule, ce ți-am explicat, ce am vorbit, stau să vorbesc cremișine, ce am vorbit cu tine. Ok, vreau să înțeleg de ce ai făcut gesturile alea. Pentru că am fost provocat, înțelegi că a fost o provocare? Ai fost provocat să te uiți în decolteul lor și să stai între ele, atât vreau să știu, da sau nu? Da. Ai fost provocat? Da. Fetele te-a provocat să faci asta? Eu m-am provocat singur. Fetele au venit sau tu te-ai așezat acolo? Eu m-am provocat. Nu e la mișto. Păi vreau să ajut. Hai, mă, Mari. Mari, lasă-mă cu asta, te rog. Gata. Bingo. Păi, adu-i un pahar cu suc, băi, să-și revină. Hai. Hai, dă o pupă. Și pupic la ușă. Vino și dă o pupă la ușă, hai. Hai, hai. Azi e ziua pedepselor. Hai. Îți iei pedeapsă să dau în pace, hai. Da. Nu, că nu-l lasă Ligi. Ei, hai la nebună. Bogdane, nu mai fi... Faci nerv și tu. Andrei, cred că am Ligi. Ei dai voi linie. Niște chestii pe care le faci și nu-ți dai seama, Robert, când le faci. O să tragi mult pentru ele. De-aia mai legi să pus lângă Robert. E amenințarea asta? Maria, n-am vezi că ești pe lângă subiect cu 10 km. E amenințarea asta, Marie? Nu, 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 ți-am doar pentru binele tău. E amenințare ca să înțeleg și eu cum e. Doar pentru binele tău. Pentru chestiile astea pe care le faci și nu le gândești. O să tragi mult pentru ele. Ia, eu mă văd de aici lângă. Pentru chestiile care le fac eu? Nu mai vorbesc cu lui. Dar nu mă mai amenința. Am înțeles. Bine. Pe fața fetelor au apărut niște zâmbete când eu mă certam cu Robert, dar să nu zâmbească prea mult, pentru că noi oricum o să fim împreună, chiar dacă vor ele sau chiar dacă nu vor. Vino cu a! Nu mai vin nicăieri, lasă-mă. Mari! Ți-am zis că nu vin nicăieri! Vino cu a! Ți-am spus că nu vin și punct! Vino cu a! Ai zis că nu mai contează ce am vorbit, dar seara ok, nu mai contează. Ești deaptă, ești matură, ești frumoasă, ești inteligentă. Nu mă duc, lasă-mă, mă, vor în pace, lasă-mă, frate! Vino, mă, tu încoa! Mari! Nu, nu că eu pedeapsă. Mă, vino, Mari, încoa puțin! Vini, puteți să călcăm! Hai! Mariana, te rog eu. Mari, vină cu a. Faci de nu știu vorbești cu el. Faci copilării din astea cu mine, frate. Păi eu fac mă copilărisme cu tine. Nu știu vorbești, mă, frate. Băi, Mari, ești inconștientă? Bine, Robert. Inconștientă! Hai, Mari. Mamă, ștoamne, cu te-am explicat. Mari! Mă doare capul. Vină cu a să vorbim. Mă, tu știi cât am vorbit și ador, tu ești... Vorbi non-stop, băi, că stai să vorbească ca vorbit ea. Tu crezi că interesează-mă cineva? Vino cu o să vorbim. Lucrurile care se interpretează aici, dă ceva pe televizor, că stau cu tine și vorbesc, zâmbesc. E ca și cum mă uit la tine cu drag și mamă ce-mi place și mi-tine astea. Se interpretează, i-am explicat de 10 Mari! Ori. Vino încoa. Dar i-am explicat, nu-i ca și cum nu l-am anunțat și nu l-am pus în temă cu lucrurile astea, frate. Și tu vii când m-ai văzut pe mine, când m-a luat în brațe cu când m-a luat Andrei în brațe și vii să faci gelozie, să prostești, să mi-l întorci. A fost pedeapsă, ok? Ce pedeapsă? Pe mine dacă mi-ar fi dat pedeapsa aia, eu aș fi refuzat din start, vrei să te mint? Mari, dacă tu l-ai fi văzut cum deranjează pe mine cu altă fată. Bă, ok, poate exagerezi cu asta. Dar n-ai tu treabă aici. Stau să mă rog de tine să vorbesc cu tine? Nu, că mi-au pedeapsă și nu mai vreau. Nu-i pedeapsă, mă, că stai la el sunt la ușă, Mari. La ușă, nu. Pedeapsă. Stau să mă rog de tine. Ți-am zis că nu vreau să mai am nicio pedeapsă și n-ai voie să stai acolo și pung, lasă că o să vorbim altă dată. Că acum oricum am nervi și n-am răbdare să vorbesc cu tine. Câte? Două. Ia cum văd. Tot cum e bine? Patru. Intră-mă în ochii. Bine, bravo, așa? Bravo. Da, e foarte bine. Băi, dar numai pe sus, ești pe jos. Pe sus, pe jos. Asta sunt peste tot. Ești nu știu ce tot. Se întâmplă, cum se întâmplă. Ligi mie.
E greu, nu știu ce să vă dă. Păi v-a schimbat acum, nu mai știu. Păi da. Mi-a schimbat, ca să nu fie așa. Certuri. A. Vreau să o pup pe colțul gurii pe Andreea. Nu. Gen de aici încolo. Ba da. Aici. Nu, stați puțin, că de-a doua... Da. I-a doua, i-a stați așa. Stați așa. Nu, aici, nu aici. Pe obraz, pe obraz. Stați, alo, domnilor obraz. Și domnișoară, stați puțin. Eu dau. Știu, dar nu. Pe obraz, da, las. Da, de ce zi, mamă, se respectă. Dacă vă uitați atenți, o să înțelegeți. De aici încolo. Nu pune mânuța, că nu vreau. Bă, nu, mai. Mă, fată, uită-te la mine, băi, Bogdan. Livian. Vă rog frumos să vă uitați la mine. Tiratez, Ligic, vezi că voi fi pe lips. Tiratez. Dacă n-ai stelit, m-am făcut toată pâine, ha. Dar noi n-am văzut. Ba, da. Nu, nu, trebuie să vadă Ligic, ca să se convingă. Dar sunteți da. Nașpa că faceți. Dar nu mă lăbi acum, stau să mă pupă. Sunteți tu stai așa și el te pupă aici. Doamne, iartă-mă. Dar nu, pe ăla, să vadă Ligic. Da. Bă! Așa. Bă, bă! Văzut ăla. Mă omoară, jador. Dar nici nu ne mai trebuie să dau? Mai pup din net. Dar trebuie să te gândești așa, dacă Robert era curios de altă fată. Că nu cu asta și cu asta, tu înțelegi? Îmi doresc pur și simplu relații eu normale. Cred, și serios, dacă Robert fata, cu voia altă e. fată, crede-mă că o avea. El te-a ales pe tine și cu siguranță altă fată pentru el. Doar că e într-un concurs. I-am văzut ceas auriu de pe mână. E doar într-un concurs, atât tot. Nimic mai mult, crede-mă. Eu așa cred, părerea mea. Gata, măi. Ok? Da. Nu mă plânge. Ok. Bea șervețel? Da, poți să-mi aduci unul, te rog. Cred că mi s-o întind și machiajul și tot. Mersi. Mersi. Nu înțeleg. Păi nu știu, mă simt așa ciudat. Îmi faci de semn nașpa? Nu, n-am fost pusă niciodată într-o situație de genul și aici, nu știu, situații diferite. Știi? E o situație ciudată, n-am mai întâlnit-o. Dar nu înțeleg. Sincer, chiar nu înțeleg. Uite, poți să-ți confirme și pe telegram. Dar nu plânge, te rog. Te invit acolo să stai jos. Bă, cu toată rușinea. Stima și respectul. Cred că o să ies din jocul ăsta. Hai, frate, doar asta... Te-am zis că nu o să accepte, ți-am zis că nu acceptă. E nervată deja. E nervată deja, nu? Nu, da, ies. Liviana este corect. Nu este corect, nu că nu-i voie. Uite că nu sunt băiat corect de data asta. Aoleu, Livian. Nu, rog, că nu. A, mă, stai joc. Nu, mă, păi nu intru în jocul ăsta. E joc... Mărșaf, ce? E joc un pic mărșaf. Către parșivitate, așa. Adică știi ce se întâmplă și totuși... Știu, e un joc, măi, da. Uite, înțeleg. Păi e amuzant, da, și pentru mine ar fi amuzant. Na, fine. Dacă n-ai fi în situație. Da. Următoarea pedeapsă. Mai strica joc. Dar lasă că nu mi-a cheful când trebuie să trag de voi, nu se întâmplă. Ori sunt jocuri așa care vin frumos, ori dacă nu, n-are sens. Da, e... Ei, atunci bine, Ligic... hai că-l pup pe obraz, ok. Asta nu există să mă răpune. Nu, pedeapsă, pedeapsă, să faci lui ăsta, stai aici, aurucule, nu pleci. Ce, mă, nu. Aoleu, fugi. El merge, cred că, afară. Deci, cu ocazia asta ați observat și dumneavoastră care sunt bărbații în casă? Exact.